intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului cu 8 autospeciale și o ambulanță în zbor, iar la sosirea noastră la fața locului ardeau două locuințe și anexele acestora pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați și exista pericol de propagare la gospodăriile învecinate. În momentul de față lucrăm pentru lichidarea ultimelor focare, după care vom cerceta și cauza probabilă de expunere a incendiului.